salut! Suntem în Austria, unde am avut plăcerea să testez pentru două zile Faction Dictator 3, practic actualul Dancer 3, fără modificări, doar una de nume. Precum știți, eu schiez pe Black Rose și pe Blizzard, prin Absolute Outdoor. Aici cei de la Snowsport mi-au dat acest skill spre testare și mă bucur că am reușit să o fac. Despre skill acum, este vorba de 106 în mijloc și puteți dea pe orice site exact cu geometria și construcția. O rază în jur de 20-21. Skill nu este atât de dumb cum este dat în, pe site-urile de recenzii. Este un skill destul de sultăreț și cu rebound bun. Nu face parte din gama skill-urilor exclusiviste pentru skill-uri foarte puternici atât, cum ar fi M-Pro 106 sau Corusul. Este un skill care se adresează unui spectru mai larg de rideri, ceea ce este foarte bine, că se pliază pe mai multe feluri de deplasare, de tehnică și de profil, de asemenea de consistența zăpezii. Nu este un all-day quiver, adică nu poți să-l ții doar pe ăsta și te dai. De ce? Fiindcă este totuși 106 destul de lat, iar pe tare, ca absolut toate skill-urile late, nu o să reușești să-l sui pe cant cum trebuie și o să-ți forțeze foarte mult articulația genunchiului. De asemenea, virajul nu o să fie ceea ce trebuie. Este un skill dedicat oricărei alte condiții de zăpadă, pulver, slash, crustă subțire, o pârtie bătută, dar totuși în care să intre cantul, fiindcă are pop, are camber suficient. Deci este un skill care se adresează skill-urilor de la intermediar spre avansat și în unele situații, unele zile, chiar și celor care sunt sub pro, să zic. Vă să zic că acest skill va fi disponibil în curând după ziua de test, după zile de test, doar două zile de test la prietenii de la Snowsports și înțeleg că o să ajungă pe mâna cuiva care își dorește să se dea peste 40 de zile pe sezon, care se bucure de materialul din mâna mea. Să aveți o zi bună și spor la dată!